Bun găsit, dragii mei! Să aveți un an magic, să aveți multe bucurii, împliniri. Ianuarie să fie bun, dacă începeți cu dreptul, așa să o țineți tot anul. Dacă începeți cu stângul, vă redresați până la finalul anului. Să fie un an îmbelșugat, un ianuarie bogat și să fiți voi așa abundenți, prosperi, cu de toate, cu sănătate, cu iubire, cu bani, cu tot ce vreți voi. Vă mulțumesc că sunteți alături, vă mulțumesc că faceți parte din comunitatea mea. Vă aștept cu mare dragă să discutăm despre hărțile voastre personalizate, despre posibilitățile pe care voi le aveți, adică ce lecții aveți de învățat, care vă este karma, misiunea, destinul, ce puteți să faceți mai bine, unde să fiți atenți, care sunt influențele astrale și o mulțime de secrete, pentru că eu în timpul sesiunilor vă dau și eu o mulțime de secrete, mă rog, sugestii prin care voi vă puteți îmbunătăți viața. Normal că vă spun care e blocajul și vă dau și o soluție, fie că e o rugăciune, fie că e un ritual, fie că, așa cum știți, eu sunt pasionată de ritualuri de mult timp, adică se fac 2 ani de când vă tot bat la cap cu ritualurile. Poate că e cazul să fac un pic mai mult de atât decât să vi le pun aici pe YouTube. E momentul să trecem la următoarea etapă, cum ar fi să, cine știe, să vă pregătesc ceva legat de zona asta ritualurilor. Voi vedea, muncesc foarte mult, cu drag pentru voi. Cei care mi urmăriți activitatea, înțelegeți că e o muncă colosală în spatele acestor clipuri și la TV și pe online în continuu, pe Instagram, pe Facebook, postări. Încerc să ofer informații prețioase tot timpul. Adică să vă spun, fiecare planetă care cum intră aici, în horoscop nu insist atât de mult să vă dau nu știu care, în trigon cu nu știu cine, Marte în cuadratură cu Venus și tot așa. Consider că este important ca voi să înțelegeți, nu aspectul să vă dau detaliile tehnice, că nu vă interesează cum a făcut cofetarul pateul sau prăjitura. Vă interesează prăjitura, ce beneficii poate să vă aducă sau dacă să o evitați. Nu ce a pus cofetarul în bucătărie. A, vrei să înveți astrologia, aia e altceva. Dar o să cer pe viitor, începând cu anul ăsta, să dau mai multe detalii tehnice, cuadratura lui nu știu cine cu nu știu care, conjuncția lui X cu Y și tot așa. Pentru că am fost întrebat de zona asta. Mie îmi place să vorbesc pe înțelesul tuturor, să înțeleagă toată lumea și să înțeleagă că nu citim viitorul, ci că observăm anumite tendințe și încerc să descifrez hărțile sufletelor voastre în sesiunile personalizate, iar aici harta colectivă a tuturor. Ianuarie este o lună interesantă, avem retrogradări, Venus retrogradează, cred că ar fi indicat să începem cu ea, pentru că anul începe cu retrogradarea lui Venus. Venus va rămâne retrograd până pe 28-29 ianuarie în Capricorn, timp în care evaluăm relațiile, ne repoziționăm în relații, vom avea teme aproximativ aceleași teme pe care le-am avut prin 2013, decembrie 2013, ianuarie 2014. Ceva se întâmpla acolo în viața voastră, ceva de acolo se întâmplă și acum sau ceva, efectul acelei perioade îl resimțiți acum. Sunt teme similare pe care le retrăiți, poate că atunci v-ați schimbat jobul, vă puteți schimba și acum jobul. Venus înseamnă iubirea și banii și Venus acum vă întreabă ce vreți voi de la viața voastră. Testează relațiile, atât relațiile de iubire, cât și relațiile financiare. Deci Venus retrogradează în Capricorn și toată luna ianuarie stă în Capricorn. Mercur tranzitează Capricornul până pe 2 ianuarie, apoi intră în Vărsător și va retrograda și Mercur. În luna ianuarie avem și Mercur retrograd. Mercur retrogradează din 14 ianuarie până în 14 ianuarie până în 26, deci 14 ianuarie până 3 februarie, dar va avea două retrogradări, adică va avea o retrogradare pe două zodii, în Capricorn și în Vărsător. Pur și simplu retrogradează 14 ianuarie până pe 26 în Vărsător și după este în retrograd în Capricorn. Deci Mercur va retrograda oricum tot anul 2022 pe câte două semne. Fiecare retrogradează de 3 ori, de fiecare dată pe două semne. În ianuarie, Vărsător și Capricorn. Soarele tranzitează Capricornul până pe 20 ianuarie, pe la ora 4 dimineața, când intră în Vărsător. Soarele nu schimbă semnul la ora 12 noaptea.
Că mulți zic, păi m-am născut pe 20 și gata, sunt vărsător. Bă, depinde la ce oră a intrat soarele în următorul semn. Adică nu intră la 12 fix. Gata, s-a făcut 12 și un minut, a intrat soarele în celălalt semn. Nu. Uneori intră dimineața, alteori seara, alteori seara spre sfârșitul zilei și așa mai departe. Marte transitează Săgetătorul până pe 24 ianuarie, apoi din 24 intră în Capricorn. Jupiter își continuă tranzitul în Pești, unde a intrat în 29 decembrie. Saturn în Vărsător își continuă tranzitul. Uranus este în Taur și în 18 ianuarie revine în mers direct. Neptun își continuă tranzitul în Pești, iar Pluto își continuă, desigur, tranzitul în Capricorn. Vom avea lună plină și lună nouă. Lună nouă la începutul lunii, pe 2 ianuarie, lună plină în Rac, deci lună nouă în Capricorn, 2 ianuarie, lună plină în Rac pe 17-18 ianuarie. Mă rog, știți cumva, v-am mai spus în clipuri, luna plină, ok, durează ea puțin, dar adică când este grad pe grad nu stă foarte mult, dar luna, aspectul de lună plină reprezintă soarele și luna în opoziție. Treaba asta durează vreo două zile și ceva. Și noi suntem oricum impactați în preajma lui 18, în preajma lui 18 ianuarie. Așa că ne pregătim atunci pentru ritual și ce o să vă mai pregătesc eu. Sfaturi de la experți, veți găsi experți în frumusețe, veți găsi desigur pe revista online cosmobeauty.ro, unde întâlniți și horoscopul meu și unde vă recomand cu drag să intrați dacă doriți să aflați o mulțime de lucruri despre frumusețe, îngrijire de la oamenii care asta fac, de la profesioniști. Ne întoarcem la profesioniști în astrologie, adică ne întoarcem la mine și vreau așa să vă mulțumesc încă o dată, să vă îndemn să apăsați like, share, subscribe, să vă abonați. Ce să vă zic despre luna asta? E o lună interesantă, este o lună în care suntem așa la granița dintre nou și vechi, desigur, pentru că este prima lună a anului, suntem așa deschiși către nou și cu la revedere în spate pentru 2021, pe care unii îl regretă, alții mulțumesc că s-a terminat. Pentru fiecare a fost diferit, pentru unii foarte bun, pentru alții mai puțin. Desigur că vom avea niște evenimente, în special sunt activate anumite dorințe, dorința de a ieși în față, libertatea în gândire, în exprimare cu acel mercur în vărsător, remodelare mentală, repoziționare în afaceri, repoziționare în societate. Venus testează foarte mult toate relațiile, testează relația cu banii, relația de iubire. O lună cu două retrogradări, ele chiar se și suprapun la un moment dat, în sensul în care avem câteva zile, între 14 ianuarie până pe 29, 28, 29, și cu Venus și cu Mercur în retrograd, adică ne schimbăm percepțiile, ne schimbăm gândirea, ne schimbăm felul în care privim lucrurile, evaluăm diferit toate lucrurile. Suntem așa un pic rebeli, poate că avem o direcție clară pe de-o parte, dar pe de altă parte tot timpul mai adăugăm ceva, mai adăugă ceva și tu ai o claritate, dacă în tot timpul mai adaugi ceva planului tău, e posibil să nu prea îi faci față. În fine, progres, dezvoltare și aș spune că veți evalua foarte mult și vă orientați către noutate, răbdare și încredere să aveți voi, că restul se vor așeza. Începem cu berbecul și ascendentul în berbec. În luna aceasta veți avea decizii importante la locul de muncă, veți lua decizii importante la locul de muncă, vă repoziționați, găsiți-o și gândiți o strategie nouă referitor la job, la sfera profesională. Sunt foarte multe conștientizări, dar și atacuri, dar și investiții pe care le puteți face. Nu vă riscați foarte mult, luați-le pas cu pas, lucrurile se vor așeza în cele din urmă. Oricum, sfera profesională este foarte importantă, aici se dau cele mai multe lupte, ca să zic așa. Cu prietenii aveți multe de gândit, multe de refăcut, multe de gestionat. Poate că e timpul să vă schimbați așa un pic opinia despre anumite parteneriate sau anumiți prieteni care vă țin pe loc sau cine știe ce vă fac. În viața de cuplu reușiți să aduceți un pic de noutate, fantezie, mister, aventură.
aveți nevoie de ceva nou, aveți nevoie să vă aventurați cu partenerii voștri ceva nou și a spune că vă vindecați. Taur. Taurii învață mult, călătoresc, se gândesc la relocare, se gândesc să își șlefuiască anumite abilități, să își șlefuiască anumite calități pe care le au. Există posibilitatea să priviți diferit tot ce are legătură cu străinătatea, cu o relație la distanță, cu o plecare, cu o călătorie pe care ați așteptat-o foarte mult timp. Cu banii gestionați diferit totul, mergeți mult pe la bancă, vă gândiți la niște împrumuturi sau solicitați un ajutor sau veți oferi un ajutor. Oricum sunt multe discuții legate de zona financiară, de zone juridice, de zone în care voi să vă reinventați. Munciți destul de mult, poate chiar primiți niște propuneri noi. Prietenii aduc o energie bună. Vă puteți organiza împreună cu partenerul să faceți niște lucruri noi și vă puteți organiza să aveți niște discuții în urma cărora să luați decizii, să ajungeți la concluzii. Este o lună destul de agitată, puternică, aș spune, dar o să-i faceți față cu succes. Gemeni. Gemenii duc multe lupte pe multe fronturi, voi vreți să faceți multe luna asta și, într-adevăr, vă organizați voi într-un fel sau altul. Sunt multe lucruri bune, dar sunt și multe lucruri pe care aveți nevoie să le eliberați. În relații, lucrurile sunt interesante și incitante până pe 24 ianuarie, cât Marte stă în Săgetător, semnul vostru opus. Apoi intră în Capricorn și sunteți mult mai practici în planurile voastre și în modul în care vă pierdeți timpul sau vă irosiți energia, pentru că aveți voi pe acolo și timp de pierdut, de unde l-aveți nici voi nu știți, însă vă luptați așa cu tot felul de lucruri, cu iluzii, vă luptați cu temeri, vă luptați cu vise, cu visuri, vă luptați cu foarte multe lucruri. În cele din urmă, claritate pe zona profesională, găsiți o putere extraordinară și conștientizați care vă este puterea voastră. Aveți undă verde la schimbări, undă verde în creștere, dezvoltare, filozofie, remodelare, reinventare și în iubire și în viața personală, profesională. Multe, multe schimbări, dar atenție în lupta asta cu să nu vă faceți prea multe iluzii, să nu vă faceți așteptări nerealiste, fiți cu picioarele pe pământ. În iubire poate să fie bine, sunteți și practici și munciți și profitați de niște oportunități, dar nu vă faceți așteptări, luați-le așa cum vin. Rac. Racii au o lună destul de intensă, nu pot să spun că e cea mai bună luna voastră din an. Într-adevăr, puteți să porniți cu dreptul pentru că știți ce vă doriți, dar va trebui să fiți foarte clar. Dacă ceva nu merge, nu merge, nu mai stau să mai bag capul. Dacă ceva nu merge, nu merge, aia e. Ideea este felul următor, nu mai lungiți boala. În relațiile voastre vor fi schimbări. Vă asumați aceste schimbări, vă asumați ceea ce vă doriți cu adevărat și vă asumați că orice început are și un sfârșit. Într-adevăr, se pot sfârși foarte multe. Ies multe lucruri la suprafață, se pot termina parteneriate, pot fi despărțiri, pot fi multe temeri cu care vă luptați. Atenție cu banii la comun, atenție cu împrumuturile, atenție cu băncile, atenție cu transferurile, atenție cu călătoriile, cu investițiile, cu riscurile, atenție cu relațiile. Dacă sunteți atenți, veți fi bine. Dacă sunteți cu capul în nor, nu veți fi foarte bine. Sunt și multe lucruri bune, într-adevăr, cum ar fi călătoriile, creșterea spirituală și o mână divină care vă salvează mereu. În relații, discuții, conștientizări, sunt și suferințe, dar eliberăm. Iar pe sfera profesională, atenție cu cine vă aliați și ce planuri faceți. Leo. Leii muncesc mult, chiar munciți foarte mult în luna ianuarie și chiar sunt multe răsturnări de situații. Unele sunt ok, altele mai puțin. Sunt tot felul de concluzii, sunt tot felul de știri care vă dau peste cap. Nu încurcați iubirea cu munca, nu... Ce e business, e business, ce e plăcere, pentru că dacă încurcați chestiile astea, e posibil să o faceți o încurcătură pe acolo și o amestecătură care nu și are rostul. Vă atenționez pe zona sănătății. Pot fi provocări legate de sănătate, pot fi provocări legate de muncă, pot fi încurcături, deplasări de urgență și o mulțime de bani cheltuiți aiurea, inutil, fără rost. Vă confruntați cu ceva solicitări din partea șefilor, dar și a partenerilor.
veți face față acestor solicitări, dar într-adevăr odihniți-vă pentru că arată oboseală, epuizare, neliniște. Sunt și vești bune în sensul în care puteți să plantați niște semințe importante pentru creșterea voastră pe termen lung, adică pentru creșterea financiară, dar plantăm niște semințe. E o lună, nu e nici rea, nu e nici bună, dar hai să treceți cu bine cu ea, având grijă de voi, de sănătatea voastră. Fecioară. Fecioara poate să aibă niște surprize legate de iubire. Deci pe zona iubirii puteți să aveți niște surprize. La locul de muncă, la fel, sunt surprize pentru că sunt solicitări neașteptate, sunt contracte neașteptate, sunt sarcini care nu erau stipulate în contractele voastre. Poate că veți face o schimbare, poate că vă dați demisia, poate că plecați de la locul de muncă, poate că v-ați săturat și spuneți gata, pornesc pe drum propriu. Într-adevăr, schimbarea mentalității, o percepție diferită, schimbarea abordării voastre. Deci abordați totul diferit dintr-un alt fel, într-un alt sens. Într-adevăr, aveți o gândire libertină, vă exprimați direct și e posibil ca unii să se supere. Aia e, se supără, vă veți redresa voi. În iubire sunt niște cărămizi așa în spatele vostru, simțiți o presiune, simțiți că prea multă seriozitate, poate chiar să te acuzați că sunteți prea serioși, că nu vă distrați, că nu arătați iubirea. Poate că ar fi bine să fiți și voi un pic mai distractivi, mai luminoși, mai jucăuși și poate chiar veți avea niște discuții legate de copii sau de sfera copilului. Copilașul vostru interior are și el nevoie de distracție și voie bună. Balanță. Balanțele au nevoie să investească în casă și au nevoie să se îndrăgostească. Pentru voi toată energia este direcționată către casă, relocare, mutare, familie, zona sufletului. Sunt amintirile, mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc, sunt acolo în primă linie. Vor fi multe amintiri din trecut, vă amintiți voi, nu știu ce, de când era... Nu își mai zic ce, dar de mult, de când era lupul cățel și mamarea fată mare, ceva de genul acesta. Da, vă amintiți foarte multe, vă răscoliți, dacă făceam așa, dar dacă făceam altfel, dar dacă accepți tu că ceea ce s-a întâmplat era necesar să se întâmple și nu putea fi făcut altfel. Veți învăța acceptarea. Într-adevăr, vă răscolesc anumite amintiri. Multă energie către casă, dar în iubire totuși încercați ușor să vă vindecați. Poate că vă gândiți să vă cumpărați o casă, poate chiar veți face pasul ăsta, veți pune acolo pe hârtiuță. Oricum călătoriți, vă îndrăgostiți, munciți cu spor și primiți și foarte multe beneficii. Dar acum să nu fiți cu ochii doar după lucrurile care nu sunt ok în viața voastră. Scorpion. Scorpionii au planuri mari, vor să se reinventeze, investiți în voi, investiți în planuri creative pe termen lung, sunteți determinați, vizionari, vreți să construiți alături de persoane apropiate și există acest potențial. Poate chiar veți avea niște drumuri, niște discuții cu persoane de la depărtare sau niște călătorii pe care le faceți pentru a pune țara la cale, pentru a face un plan. Într-adevăr, există acest potențial, există această posibilitate. Dacă vă doriți copii, există un potențial mult mai mare să faceți copii sau să vă apropiați de copii, de tineri, de dragoste. Chiar aveți nevoie de puțină dragoste. Sunt schimbări în viața voastră emoțională, sunt schimbări în viața voastră personală, dar sunt schimbări de atitudine. Călătorii, mașini, planuri, proiecte, noi concepte și investiții în voi. Investiți foarte mult în voi, în special în mințișoara voastră. Dacă investiți în mintea voastră, este foarte bine, că investiția în educație este cea mai favorabilă, cea mai bună. Săgetător. Nativii săgetători sunt foarte vitali, aveți vitalitate, sunteți dinamici, aveți energie, sunteți așa în căutarea adevărului, sunteți deschiși să vă duceți către străinătate, să călătoriți, să puniți într-o aventură, să spuneți da cursurilor, studiului. Ce să mai voi, sunteți într-o căutare a unui ideal. Poate chiar veți găsi ceva în toată căutarea asta, veți găsi cum să faceți mai mulți bani, pentru că totuși sunt niște presiuni care se pun, pentru că aveți oportunități și vă gândiți, ok, hai să vedem cum fac să am mai mulți bani. Este totuși o lună cu foarte multă energie în casa banilor. Avem soarele aici o mare parte, Pluto, Venus care stă toată luna, chiar retrogradează. Apar oportunități din trecut pe care nu le-ați luat în calcul. Sunt teme similare cu câțiva ani în urmă în care
ați avut niște posibilități să faceți bani, să vă asumați o responsabilitate. E momentul să vă asumați responsabilități legate de bani. În căutarea asta, eu știu la ce căutați voi, căutarea necunoscutului, puteți să faceți și mai mulți bani. Învățați, studiați, creșteți, evoluați, aveți o gândire total diferită decât a celorlalți și reușiți foarte multe lucruri. Și în iubire sunteți testați. Testarea certuri în dragoste din cauza banilor. Păi hai să faceți mai mulți. Dacă aveți, nu vă mai certați când aveți. Vă certați cum să îi împărțiți. Dar ideea este mai bine să ai decât să n-ai. Capricorn. Ei, este luna voastră, la mulți ani capricornilor, ce să vă zic, mare parte din lună până pe 20 soarele se află în semnul vostru. La mulți ani tuturor și mie, că sunt și eu capricorn, ce să zic, acum sunt modestă și eu. Să fie o lună magică pentru voi și să aveți intenții frumoase, curate, să vă duceți așa către o zonă nouă, pentru că este o lună a schimbărilor și un an al schimbărilor. Luna asta vă remodelați total, vă reconstruiți, vă remodelați, investiți foarte mult în voi, trup, minte, suflet. Adoptați obiceiuri sănătoase, chiar lucrați mai mult cu corpul vostru, masaj, sport, acupunctură, tot fel de tratamente, epilări definitive și orice alte chestii care vă mai interesează pe voi. Într-adevăr, faceți o mulțime de lucruri pentru corpul vostru. Investiți în imaginea voastră, investiți în viața voastră, și financiar, și profesional, și emoțional, și din toate punctele de vedere. Relațiile sunt testate. Consolidați relațiile de prietenie, consolidați relațiile de business, consolidați relația de cuplu dacă ea trebuie să meargă mai departe. Dacă nu, se vor rupe foarte multe lucruri. Asta este trecutul cu trecutul, viitorul cu viitorul. A spune că aveți foarte multe planuri legate de bani, răsturnări de situație, amânări cel puțin după 14 încolo când Mercur intră retrograd, dar mulți dintre voi chiar și cu aceste amânări și obstacole veți reuși și pentru că veți fi super creativ și inventiv, se activează inventatorul din voi și așa că veți inventa în ghilimele foarte multe lucruri. Călătoriți, aduceți inovație, împrospătați anumite sectoare din viața voastră cu noi cunoștințe, chiar învățați foarte mult și vă eliberați anumite suferințe. Da, puteți să vă vindecați mintea. În primul rând, dacă mintea este calmă, voi puteți să construiți orice vreți voi. Deci pe dietă sănătoasă, pe verificări ale relațiilor, evaluări, remodelări, dar și o construcție așa frumoasă a voastră pe termen lung. Vărsător. Nativii vărsători doresc în luna ianuarie să iasă în evidență, să-și facă toate treburile la timp. Sunteți foarte înclinați către zona spirituală, doriți foarte mult să rezolvați pe zona spirituală, doriți foarte mult să înțelegeți niște lucruri, să puneți în puzzle-ul vostru emoțional, spiritual, niște plăcuțe așa. Ele sunt acolo, dar sunt foarte amestecate. Este o lună în care vă recomand să o luați așa cu pași mărunței, să nu vă bateți capul foarte tare, cu pași mărunți, cât un pic, cât un pic, evoluați spiritual, aflați o mulțime de lucruri, descoperiți, puneți piese în puzzle-ul vostru și în iubire sunt multe secrete care ies la suprafață, multe descoperiri, multe discuții, multe confuzie, dezbateri, tensiuni, vă repoziționați în viața de cuplu, în relații. Ei, retrogradarea a lui Mercur, mai ales în vărsător, în partea în care retrogradează în vărsător, e destul de copioasă și savuroasă, bine, în ghilimele, desigur, pentru că vă încurcă un pic planurile. Tocmai de asta sunteți zen, luați cu pași mărunței, nu riscați cine știe cât și vă faceți mai bine planurile. Eu aș spune tuturor, luna ianuarie ne facem planurile pentru că sunt două retrogradări Dumnezeului, adică și Venus retrogradează, care e cu banii, cu iubirea, cu traiul bine, să trăiești bine, ce îți dorești tu cu adevărat, dar bineînțeles și Mercur care amână, încurcă, aduce chestii din trecut de rezolvat, te face să fii atent la ceea ce nu ai rezolvat. Așa că luna asta luați-o cu pași mărunței, concentrați-vă pe ce aveți voi de făcut mai bine, de corectat, îmbunătățiți-vă, evoluați spiritual, lucrați cu voi, banii vor veni, nu vă faceți griji, chiar dacă sunt întârzieri, vor veni, lăsați-vă mintea să zbârne de colo-colo, dar nu luați nicio decizie, doar priviți, da, mă uși acolo și acolo și acolo, pentru că mintea va fi super curioasă, este a
așa cu o sete de cunoaștere și super libertină și în exprimare. Vedeți că puteți să dați cu mămăliga în lapte, adică să spuneți niște lucruri foarte aiurea în momente nepotrivite, adică nici nu e momentul potrivit, nici locul potrivit, nici omul potrivit. Și puteți să pierdeți niște relații. Bine, dacă se va întâmpla asta și nu puteți drege, veți pierde și asta se întâmplă. Dar atenție să nu faceți lucrul ăsta cu persoane din familie, cu persoane pe care le iubiți, cu oamenii dragi, cu parteneri iubiți sau viitoarea soție sau, mă rog, altă persoană, șeful. Mare, mare atenție pe zona asta. Banii vin, confirmările vin, conștientizările vin, doar că sunt amânări. Vi se testează răbdarea, încrederea, perseverența și inventivitatea. Și în iubire, și în cuplu, și acasă, și la muncă, și cu banii, și cu absolut tot. Iată că am ajuns la ultimul semn zodiacal și anume la pești. Pești care au de învățat foarte multe cu prietenii, cu zona socială. Poate că suferiți un pic pentru că nu socializați sau poate că veți face o triere printre prietenii voștri. Nu vă îndrăgostiți de un prieten. Bine, acum dacă cineva o să vă facă o confirmare că vă iubește, că s-a îndrăgostit de voi și sunteți prieteni de 20 de ani, veți vedea ce aveți de făcut, însă trebuie să fiți așa un pic atenți pentru că astfel de situații pot strica o prietenie încă din copilărie, adică mare atenție, luați totul pas cu pas, fie și dacă vi se spune m-am îndrăgostit de tine și dacă voi vreți să faceți o astfel de declarație și dacă vi se declară și dacă declarați. Deci atenție cu declarațiile astea între prieteni sau glume sau înțepături sau nu știu ce, restructurare pe zona grupurilor prietenilor, intrați poate într-un grup nou. Atenție un pic cu vindecarea, pentru că este posibilă și dacă este posibilă, ar fi bine să profităm de vindecare, pentru că dacă e ceva posibil, hai să facem acel lucru. Este o lună interesantă în care vă ies la suprafață foarte multe concluzii, conștientizări, revelații, secrete. Sunt și ceva amânări, eu vă recomand să aveți grijă cu sănătatea. Deci pe zona sănătății fiți un pic atenți, ascultați-vă corpul, aveți grijă de voi, nu lăsați-o pe mâine, hai lasă că țin de mâine dieta, hai lasă că de mâine mănânc mai puțin zahăr, pentru că nu merge așa, vor fi probleme, afecțiuni din trecut. În schimb, vindecați, dar de ce să, hai să vinde sufletul, mintea, nu trupul, măcar trupul să fie și el sănătos și purificat. Munciți destul de mult, sunt și neclarități pe la locul de muncă, dar în cele din urmă vă veți face niște planuri. Puteți să conduceți un grup foarte bine, v-ați pus foarte multă energie pe prieteni. Și în iubire sunt conștientizări și acolo sunt răsturnări de situație. Poate că aveți nevoie să faceți așa o evadare împreună cu prietenii sau poate cu persoana iubită. Aveți nevoie de timp, deci să fiți răbdători, fără stresuri, fără nu știu ce, pentru că oricum este o lună agitată și o lună în care vă dați așa un restart. Vă puteți vindeca dacă vă doriți asta cu adevărat. Sunteți destul de norocoși și chiar veți primi așa niște confirmări de sus dacă vă veți da voie să le priviți. Dragii mei, să fie o lună magică în care toate stelele se aliniază favorabil pentru voi, să fiți fericiți, magici și cu multă abundență.